cred că de vreo 6-7 ani de zile. Da, cam așa e. E făcută și nici acum nu-i făcută, poftim, nici acum nu-i făcută grădinița. Și... Dar o să o fac acum, că sunt alegerile, acum imediat de... ca să prostească lumea. Și casa lui domnul primar e acolo mai în față, într-un an de zile, nici într-un an de zile. Dacă vreți puteți să mergeți să o vedeți, e făcută, e gata, făcută, la cheie. Imediat, e gata, gata. Și o deschis. De 5 ani de zile, de 6 ani de zile nu pot să stare să facă grădinița. Nu mai minciuni, lasă că se face, așteaptă până... Dar toți sunt așa, deci toți parlamentarii ăștia. Toți parlamentarii ăștia bleați ca niște, nu știu cum să zic, nu da nimic, nici la începutul anului trecut nu da nimic la copiii necăjiți, da? Acum când au început cu campania electorală le dă covrigi, lapte, ca să-i îndemânească pe oameni, da? Cam asta e. Dar uitați, grădinița. Asta e grădinița care au făcut-o, care lucră de ani de zile la ea. Cum vi se pare acest lucru? Penibil, bleat. Penibil. Penibil, serios, penibil. Mai mulți locuitori ai comunei Jamu Mare sunt revoltați. În vreme ce vechea grădiniță din localitate stă să pice pe copii, spun ei, construcția grădiniței noi trenează de ani de zile. Cetățenii spun că din partea primarului comunei Petre Gagea au primit numai promisiuni în acest sens. Dar uitați cum e, uitați-vă la grădinița asta cum e. De ani de zile, de ani de zile. Eu m-am mutat fata la Reșița, la socul meu, avem acolo apartament și ne-am mutat acolo din cauza că nu era frică că cade tavanul pe ei. Uitați acolo, uitați sus, uitați-vă sus acolo cum îi dus cornul de acolo, păi aia cade pe copil, e pericol. Da, asta e, ce să faci, asta e dictatură direct. Dezastru? Doamne, 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 Doamne. Nu mai repet, la oameni li frică să le spună, să le spună ceva din cauza că așa sunt oamenii de la țară, sunt fricoși, nu vor să-și facă scandal săraci, nu... Dar omul ăsta, copilul ăsta n-a să țină niciodată cu oamenii săraci, cu oamenii necăjiți, nimic. Numai pentru ei, clanul lor și atât, nimic altceva, ca să înțelegeți. Primarul comunei Jamu Mare, Petre Gagea, nu ne răspunde la telefon și nici nu l-am găsit în primărie. Am încercat să discutăm cu dumnealui, întrucât i s-au adus acuze extrem de grave și am vrut să-i oferim dreptul la replică. Cum nu l-am găsit pe edilul comunei Jamu Mare, Petre Gagea, l-am întrebat despre situația grădiniței pe viceprimarul comunei Jamu Mare, Luciana Babei. Da, grădinița veche urmează ca pe viitor să o demolăm când va fi gata grădinița cea nouă și, într-adevăr, aveți dreptate, grădinița cea nouă, undeva la 14 ani de când este în lucru, noi am preluat-o undeva la 75-80%. Din câte am înțeles, dar nu vă pot da detalii exacte, acolo deja s-a făcut o recepție în trecut, circa 10 ani în urmă, ca și cum acea lucrare ar fi fost finalizată. Noi, din păcate, am găsit-o undeva la 70%, adică în roșu și fără acoperiș, parțial tencuită. Da. Grădinița veche, cum îi spuneți noastră, mie mi se pare că reprezintă un real pericol pentru copii în momentul de față. Am văzut acoperișul care stă să cadă. Anul trecut, chiar eu împreună cu colegii angajați în primărie, am făcut unele reparații și am pus în siguranță cât de cât acel acoperiș. Da, în mod evident, trebuie evacuată și finalizată cât mai repede grădinița cea nouă. Cât mai repede, mă refer la ieri. Deși nu ține de mine, totuși cred că anul ăsta ar trebui să fie finalizată. Adică ar fi absurd să o mai întindem, mai ales că avem an electoral și știți cum e, în an electoral se fac multe minuni. Vi se par că în acest an electoral se întâmplă minuni și la Jamu Mare? Care ar fi acestea? În primul rând, cred că ne vom da peste cap să terminăm grădinița, de exemplu, pe care puteam să o finalizăm acum 3 ani. Și se pare că de 2-3 săptămâni au început să se miște unele lucruri care au fost abandonate ani de zile de-a rândul, pentru că în fiecare an noi am avut un buget pe care l-am votat, am stabilit un target și nu s-a întocmit acel target. Văd că acum îl reluăm cu 2 luni, iată, înainte de alegeri. Primarul comunei Jamu Mare, Petre Gagea, nu ne-a răspuns la telefon nici până la momentul redactării acestui material.